We can break about the hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. And I know you mean only. Hey, salut! Bine v-am regăsit la încă un episod. Astăzi vom reacționa la ceva random de pe YouTube. Ok, hai să începem. Hei, bună tuturor, eu sunt Andra Ugan și am revenit în această formulă. Știm că nu am fost cele mai apreciate persoane de pe internet din ultima lună, dar... Greșit! Ultima lună și o zi. Really, nigga? Am continuat să facem lucruri frumoase pentru abonații noștri și pentru voi. Iar acum ne-am decis că trebuie să lămurim puțin situația despre piesa stricată generație, pentru că tot internetul și-a dat cu părerea și numai noi nu. Așa că o să fim scurți și la obiect. Scurți, 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 11 minute sunt scurte. Are you fucking kidding me? Oricine are dreptul la opinie și noi am vrut să transmitem mesajul nostru printr-o piesă. Mesajul nostru a fost destul de clar. Fiecare vlogger are un content unic și diferit. Din acest motiv, YouTube-ul românesc este destul de diversificat și asta este un lucru bun. Ce am vrut noi să transmitem prin această piesă a fost... Dați un pic, dar ascultați muzica de pe fundal. Așa de rock. Așa de sexy. Așa. Sexy. No, 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 no. Unii youtuberi ar trebui să aibă mai mare grijă la ce postează, având în vedere faptul că ei teoretic deja știu ce publicau. Iar prin cuvântul generației... La ce să aibă grijă? Că... Stați un pic. Eu spus că youtuberii trebuie să aibă grijă la ce postează. Asta nu e treaba lor. YouTuberii. Problema asta. Dacă eu am postat ceva greșit, YouTube-ul va face chestia asta. Nu trebuie să vă ocupați voi sau cine altcineva mai e. 14 ani, ci la copii care fac parte din noua generație. Eu lucrez foarte mult cu copiii și aud în jurul meu ce vorbesc ei, ce ascultă ei și asta m-a făcut să-mi dau seama că noi vloggerii avem o influență foarte mare asupra lor. Nu e adevărat. De ce ar avea vlogări influența asupra lor? Poate că le copiază vorbele, dar dacă un vlogger omoară pe cineva, până să faci. Sau poate... Oh my God! Ok, nu contează. De acest motiv, noi încă ne susținem punctul de vedere și sperăm că veți încerca să ascultați versurile mai atent. Și veți înțelege că mesajul nu este menit să închidă gura cuiva, ci să deschidă puțin mai mult mintea. Cu tot. Cea piesă are un sâmbure de adevăr pentru ei. Nu, nu este un district. Niciodată n-am avut intenția ca această piesă să fie un district. Un dis înseamnă să spui în față cuiva defectele, iar noi nu facem așa ceva. Da, 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 da. Păi, păi ei în videoclipul ăla, în piesa lor, au spus: vă bateți joc de tot ce nu înseamnă educație, postați ce prinde și nu aveți inspirație, stricați o generație, stricați o generație, generație. ...pul de content la care ne referim. Au fost doar niște exemple. Puteau să fie ei doi, puteau să fie alți doi vloggeri sau putea să nu fie nimeni. Pentru noi a fost total indiferent și ne pare... foarte rău că mulți dintre voi ați crezut că această piesă a fost un atac asupra... Sau chiar un eveniment la sala palatului, adică cu numele mișcării noastre, mi se pare foarte tare. Deci noi ne bucurăm foarte mult că ați reacționat așa de tare la mesajul nostru și cu ne hey. Bucurăm foarte mult că mulți dintre voi ați înțeles ceva din tot ce s-a întâmplat. M-am tot gândit la această întrebare și am tot auzit-o așa în mall, pe stradă, la concerte, oare adevărat? Într-un fel sau altul, fiecare dintre noi influențează pe cineva la rândul lui. Într-un mod
negativ sau pozitiv. Adică oricine poate strica o generație, la fel cum oricine o poate schimba în bine. Dar depinde foarte mult și de cum este percepută această schimbare în bine. Ok, hai să vă povestim pe scurt. Cum orice vlogger are proiecte de făcut, nebugetate, așa am avut și noi acest serial. În fiecare sezon am investit bani din buzunarul nostru pentru echipament. Așa că în sezonul 3... Da, sigur ați investit bani, dar nu, n-ați investit foarte mult, doar romboane de la... Stabilizator, trepied, cameră nouă, obiectiv și așa mai departe. Iar acestea nu au fost ieftine. A trebuit să investim toți banii noștri câștigați din plasările de produse de pe YouTube ca să creștem calitatea video și audio a serialului. Apoi l-am întrebat frumos pe Catra dacă vrea să ia parte la acest proiect în schimbul unei cazări de lux din ce ne-am permis, plus... o masă ori inclusiv de 3 ori pe zi, plus promovare a numelui lui pe rețelele de socializare. I-am prezentat toate condițiile. I-am spus cât o să stăm în cameră, i-am spus cât de mult vom filma, i-am spus că avem și niște scene destul de grele de filmat. Iar el a zis ok la tot și a acceptat să vină în condițiile prezentate. Pe total a fost foarte bine după părerea noastră. Adică și pe el îl întrebam dacă totul e ok sau când era obosit și nu mai putea de cald, ziceam hai fă o pauză și continuam noi cu munca. Și până la urmă totul foarte frumos. Când am văzut cât de... investim în lucruri utile. Pentru mine asta a fost cea mai de căcat. Eram prieten cu Shelly înainte de... Pentru mine asta a fost cea mai de căcat reacționare. Am reacționat mai căcat ca un căcat care se cacă în căcat. Nu înțeleg de ce reacționez așa de căcat acum, nu am nici cea mai micuț chef să fac. Da. Nici cea mai mic chef să fac videoclipuri. Dar o fac pentru că, chiar dacă mi s-au și acum, fac cea mai ciudată cadre. Cea mai ciudată cadre ever, stând în pat, întins, așa. Nu știu ce să zic, să cred că Andra Bocan sau Shelly, Exploi și toți ceilalți. Logic ar trebui să fie cred pe ceilalți care au stat și au fost acolo cu ei, pentru că... De ce tot îmi bag degetul în fața camerei? Da... Nu știu, a fost o reacționare scurtă... Scurtă. Văzut că nu cred că o să strâng cine știe ce pe chestia asta. Cred că mai bine făceam viața cu Ezio decât să fac asta. Dar tot a fost frumos. Nu știu dacă m-am auzit sau nu pe videoclipul ăsta, dar... Nu. Stinge-te telefonul! Telefonul de stinge-te!